Proiecte noi pentru Constanța cu fonduri europene. Asta anunță primarul Virgil Chițac pe pagina sa de Facebook. Am semnat 8 contracte de finanțare. Reamenajarea zonei pietonale din centrul istoric, creșterea eficienței energetice a liceului Traian, creșterea eficienței energetice a spitalului municipal Constanța și stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, a scris primarul. Pe lângă acestea, Chițac mai spune că a demarat procedurile pentru viitorul stadion Alfarul Constanța. Dragi Constanțeni, este începutul marilor proiecte pentru Constanța. Acesta este drumul pe care am ales să îl urmăm. Avem și alte proiecte la care lucrăm spre a le aduce în stadiu de maturitate și pe care vi le vom prezenta anul acesta. Vă asigur că lucrurile vor continua la fel și vom pune pe picioare domeniu cu domeniu, cartier cu cartier, promite Chițac.